Bună seara, doamne, domnilor, facem o emisiune de toamnă astăzi, vorbim despre cartofi, de exemplu. Invitatul meu este domnul doctor inginer Sorin Chiru, directorul Institutului cartofului acum se zice corect, Ex Institutul de Național, Național de, cercetare. de cercetare și Dezvoltare a Când Cartofului și Sfeclei de corect. Zahăr. Da, deci... E lung. Noi știm de Institutul Cartofului, că așa știe toată lumea. Uh, unde mergem, mă, să-și un fotbal? Mergem la Institutul Cartofului, acolo pe teren. Exact, <laughs> așa știa toată lumea, acum, uh, ca și campusul universitar, tot acolo în zonă. Unde e campusul uh, Genius? La Institutul Cartofului, clar. Corect. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, și, uh, bine v-am găsit. Se cultivă cartofi, se cercetează în... De cultiva se cultivă, ne place și nouă, da, să știm lucrul ăsta, nu? Dar se cercetează, se mai cercetează în domeniul ăsta? Da, se mai cercetează în domeniul acesta și trebuie știut că acest banal cartof care până la urmă a reprezentat o constanță, să știți, în viața și în hrana oamenilor, locuitorilor din România, are o lungă tradiție aici la noi, la Brașov, să nu uităm că în anul 1921, Dr. Stefani a creat primul soi de uh, cartof, mai chionin se chema, dar a fost creat aici la noi, la Brașov. Noi, practic, continuăm activitate destul de îndelungată. În 2017, Institutul Brașovean va sărbători 50 de ani de la înființare, ceea ce nu este puțin, dar el, de fapt, este continuatorul unei tradiții mai vechi de aproape 70 de ani, dacă luăm în considerare și existența la unei stațiuni de cercetare agricole, care s a ocupat și cu problema cartofului. Erau niște glume la un moment dat cum mânca Ștefan cel Mare cartofii prăji sau piureu sau cum tăia Ștefan cel Mare mămăliga că mă rog, nu exista porumb, porumbul și cartoful nu existau pe vremea aia în, în, România și uite, totuși cartoful a fost adoptat în general de europeni, dar mie mi se pare că mai ales de români avem tot fel de chestii pe bază de cartof. Este foarte adevărat să nu uităm că, alături de tomate, cartoful a fost printre darurile luminoi Americii, care nu au creat niciun fel de probleme în Europa, în țara de, de să spunem, care le-a primit cu brațele deschise. Deși să nu uităm că, datorită acestui cartof și, în special, a îmbolnăvirii lui în Irlanda, milioane de irlandezi au emigrat în Statele Unite. Nu mai puteau rezista pentru că la ei cartoful era chiar o hrană de bază. Și la noi s-a răspândit foarte mult. Cartoful, așa după cum bine se știe, mai este numit și a doua pâine a românului pentru că după pâinea din gru, cartoful, nu numai că în zona noastră a Transilvaniei, dar chiar, sau a Moldovei, chiar și în sudul țării și în estul țării, a căpătat o extindere. La un moment dat ajungăm cam la 300.000 de hectare. Astăzi s-a restrâns suprafața și să știți că este practic o tendință europeană de a reduce suprafețele de cartof, dar în același timp de a crește producțiile medii. Totuși s-a stabilizat undeva în jur de 200.000 de hectare, ceea ce face ca România să fie după Polonia și cam la egalitate cu Germania, țara cu cea mai mare suprafață din Uniunea Europeană. Cultivată cu cartofi. Cu, cu, cultivată cu cartofi. Și totuși, domnul Chiru, noi importăm numai cartofi. Mi se pare incredibil lucrul ăsta. De ce importăm? Asta... Îl, îl, și exportăm. O parte probabil că din cauza asta exportăm, din câte înțelesesem, la un moment dat se exporta foarte mult către Rusia. Rușii făceau alcool din, din cartofi. Nu? Se face. Da, o, se un... face, se poate face. Există, să știți, și o, dacă vreți, o, să spunem un proverb printre cultivatorii de cartofi că vinul se mai face și din cartofi, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare. Sigur, Cartoful a reprezentat într-o perioadă, să spunem, o marfă de export căutată, nu numai de țările de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, respectiv, să spunem, Rusia, Moldova, Ucraina, dar chiar țările din vestul Europei primeau cartofi de la noi. La ora actuală, nu trebuie să uităm că totuși suntem într-o piață unică, de a piața Uniunii Europene și, practic, este o piață intracomunitară să găsește, să aduce cartofi din aceste țări, dar și noi trimitem în funcție de uh, conjunctura și situația economică. Cartoful este o piață, în general, trebuie știut, foarte volatilă. Ce înseamnă treaba asta? Este foarte puternic influențat atât ca preț, cât și ca desfacere de ceea ce se întâmplă în țările celelalte mari cultivatoare, cum e Olanda, Germania, Marea Britanie, Franța, Polonia și uh, aceasta este situația în Uniunea Europeană. Suntem, dacă vreți, într-un sistem ca vase comunicante. Deci, dacă producția este bună în țări respective, atunci și presiunea e mai mare pe cartoful din România. 2015 a fost un an mai puțin bun decât anul trecut. Anul trecut a fost o supraproducție, atât în România cât și în țările Uniunii Europene și atunci. Sigur că au fost cantități destul de mari care au venit, cu prețuri destul de mici, ceea ce nu a favorizat producătorul român. Anul ah, acesta, situația s-a mai schimbat puțin. Uh, mă gândeam acum la uh, produsele astea. Nu știu, nu știu dacă a trecut proiectul la, mă rog. Uh, suntem plini de proiecte de lege și așa mai departe. 51% din marfa din hipermarketuri să fie românească și mă gândeam acum că vedem cartofi Cam din toate colțurile lumii, prin hipermarketuri și mai ales cartofi, din câte am înțeles, aduși din Egipt. Egiptenii au două producții pe an la cartof, din cauza că la ei da. soarele este o prezență serioasă. Permanentă. Da, este foarte adevărat. În general, țările Magrebului, deci din partea Africii de Nord, au două sezoane de cultură a cartofului și, în general, cartoful în primăvară provine din aceste. Zone. Este vorba de cartoful extra timpuriu până la apariția cartofului în, în țara noastră. Sigur că au avantajul climei și au avantajul și tehnologiei acum, pentru că prin irigare, prin picurare se poate controla foarte bine nu numai aprovizionarea cu apă, dar și tem, sistemul, temperatura, și atunci au producții, însă trebuie să vă spun foarte deschis și fără să facem niciun fel de uz de patriotism fals. Cartoful care crește la noi crește în condiții mult mai bune din punct de vedere ecologice. De ce? Pentru că în situația în care terenul este puțin mai greu, noi avem mai mult argilă aici la Brașov, în Covaz, în Harghita, cam la acea situație, însă cartoful are o altă densitate și alt gust. Deci cartoful care e crescut pe nisip cu apă și numai cu îngrășăminte minerale, cu toate care aspect frumos și dimensiune mare, din punct de vedere al gustului, lasă de dorit. Și de aceea Consider că ar fi bine să facem o politică fără niciun fel de jenă, să susținem produsele românești, dar care sunt de valoare. Adică niciodată nu o să cerem să consumăm de o marfă de calitate proastă, dar vă asigur Doar că, că e românească. Absolut. Dar cartoful produs la noi aici, în țara bârsei, dar și județele învecinate, în Suceava, e de calitate bună și aceasta se simte și în farfuria consumatorului, să știți. Corect. Haideți să vedem o știre pe care au pregătit-o colegii mei în regie, după care continuăm discuția cu domnul doctor inginer Sorin Chiru. Succes garantat pentru soiurile noi de cartofi ale cercetătorilor brașoveni. Fermierii au toate motivele să-și dorească cele trei soiuri de cartofi omologate recent și brevetate de Institutul Cartofului din Bartolomeu. Unul dintre ele este neegalat pentru piure, altul pentru cartofi pai, iar al treilea poate fi preparat în ambele feluri. Cel mai important este însă că toate cele trei soiuri sunt rezistente la secetă. Cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Cartofi și Sfeclă de Zahăr zahăr de la Brașov au omologat și brevetat soiurile de cartof Marvis, Sarmis și Castrum. Specialiștii brașoveni au reușit să creeze cartoful ideal, competitiv în ceea ce privește capacitatea de producție, dar mai ales adaptabil la condițiile climatice atât de schimbătoare în ultimii ani. Soiurile au fost testate atât pe câmpurile de la noi din țară, cât și pe cele de la vecinii noștri maghiari. În câmpuri experimentale de la institut, anul trecut, dar nu numai acolo, ci și la fermierul Cleonis Lucaciu de la în unde a fost verde a cartofului, au fost încercate și mai mult de atât au fost încercate și în câmpuri experimentale de la Chișcun Hala și în Ungaria, unde avem un contract de colaborare cu colegii maghiari și și acolo au demonstrat că sunt tolerante la condițiile acestea în special de secetă și de să spunem lipsă de umiditate. De ce? Pentru că au o dinamică de acumulare foarte bună în prima perioadă, în prima partea perioadei de vegetație. Practic, ce înseamnă asta? Acumulează atunci când încă există precipitații și ploi. În a doua parte a sezonului, când știți că se instaurează deja seceta, el devine aproape că și-a atins parametrii de producție. Munca de cercetare se desfășoară departe de ochii lumii. Totul începe cu ani buni înaintea brevetării în laborator, cu procedee complicate. Punctul de pornire este meristemul, pe care este prelevat din colțul tubercului de cartof. Meristemul este inoculat pe un mediu creat în 1962 de mura și gheșuc, îmbogățit cu vitamine zaharo, la care se mai adaugă zaharoză și agar. Meristemul, după o perioadă de șase 8 formează plantul. Aceste plantule sunt testate prin testul DASELISA, iar planturile libere de virus sunt apoi multiplicate în vederea obținerii acestui material liber de virus. Cele trei soiuri au o rezistență bună la virozele care sunt răspândite în zonă și la mană și sunt productive chiar în lipsa irigațiilor sau a procedeelor de fertilizare. Se deosebesc prin uh, pretabilitatea lor. Deci soiul sarmi se pretează pentru piure, marvis pentru cartof pai, iar castrum este mixt. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi și Sfeclă de Zahăr a produs până acum, din anii 60 de când s-a înființat, numai puțin de 48 de soiuri de cartofi. Până în anul 1989, între 50 și 60% din suprafețele cultivate cu cartofi în România foloseau sămânța produsă de institut, iar după 1990, ponderea s-a diminuat. După intrarea României în Uniunea Europeană, piața a devenit liberă, iar în momentul de față există peste o de soiuri care pot fi cultivate. Am văzut uh, soiurile uh, domingine, am înțeles uh, sarmis, am înțeles uh, castrum, dar n-am înțeles marvis. De unde vine? <laughs> Denumirile au fost alese chiar de creatorul lui, de Radu Hermeziu și fac referire, dacă vreți, la niște conotații istorice ale zonei noastre, a țării Bârsei. A mers pe această variantă tocmai în ideea de a sugera continuitatea pe aceste plăiuri aici ale țării Bârsei. Da, ăsta este un lucru important ca să știm de unde vin Sarmis, 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 Sărgetuza și așa mai departe Marvis. Marvis de la minunat, de la uh, Castrum, de la castrul Roman care a fost chiar pe teritoriul institutului Se pare că au fost niște urme, da? N-ați găsit uh, Ba da, chiar găsit? colegul a găsit și a chemat atunci un reprezentant al muzeului Așa că au preluat niște relicve care se pare că sunt uh, destul de vechi din perioada premergătoare culturii bronzului. Mă gândeam acum, în timp ce vedeam reportajul, am văzut și pe doamna, domnișoara cercetător, da. avea emoții mari, am observat lucrul ăsta povestea despre asta, noi nu ne gândim, pe cartofiul ăla pe care îl luăm de la piață, îl de la țăra, vedem cum facem, îl avem acasă, peste iarnă, mi-am aminte, uh, pe vremea lui Ceaușescu nu exista iarnă fără un mic depozit de cartofi în beci, adică era ca și cum ai fi uh, fără o geacă mai groasă. Nu erai pregătit. Așa este, țin minte și o perioada respectivă și nu era familie care să nu ia 2-3 sași să-i ducă în bloc, la, la boxa, meci, la boxă. Așa, ca să aibă siguranța. De ce spuneam că a fost a doua și rămâne a doua pâine a românului? Pentru că dădea în vremurile acelea cât de cât o siguranță alimentară. Prețurile nu erau prea ridicate și știți cum era cu carne, așa că lumea s orienta spre cartof că era mai ușor de procurat și era mult mai ieftin. Da, că deci era și pâinea românului, era și, și carnea care. românului da. uh, Bun, acum au apărut o fel de chestii, să nu mâncăm foarte mulți cartofi E bine să mâncăm sau să nu? nu mâncăm cartofi uh, foarte mulți? Eu vreau să vă spun că e foarte bine și chiar aș da sfatul acesta telespectatorilor De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, a fost o campanie dură împotriva cartofului Haideți să ne gândim că la ora actuală, mai în toate cluburile, asta povestesc din experiența copiilor mei, pentru că eu am trecut de faza respectivă, să mănâncă foarte mult chips, da? împreună cu un pahar de bere. Și chiar acasă mai facem treaba aceasta și a fost incriminat cartoful, dar nu cartoful e vinovat, ci acel, să spunem, acea grăsime în care este pregătit și care se transformă în acrilamidă și acrilamida, într-adevăr, este suspectată de a provoca boli incurabile. Însă tot cartoful dă o soluție. La ora actuală noi avem de asemenea în curs de omologare și o populație locală care se cheamă albastru de Cluj și care este de fapt violet la culoare. Are un conținut foarte ridicat de antociane, aceștia fiind niște substanțe care blochează radicalii liberi, radical care provoacă boli incurabile. De aceea zicem noi că cei care mănâncă în mod rațional cartof și asta înseamnă mai apropiat de cartof cop de salată, nu numai că nu provoacă probleme sănătății, ci, ci din potrivă o ajută foarte mult. Da, așadar e bine totuși să ținem în și de recomandarea medicilor atunci când spun să nu mâncăm neapărat foarte mulți cartofi prăjiți, uleiul ăla în care prăjim, trebuie schimbat și așa mai departe, că nu prăjim industrial totuși acasă. Dar ca principiu, cartoful copt, absolut natural, cartoful piure, cartoful salată. salat, salată de cartof tocăniță de... Aia. Acum luat să gurapa, apă ce da. să mai discutăm, că intrăm într-o zonă nefastă, mai ales la ora asta zilei, când foamea ne dă târcoale, e adevărat. Am văzut un lucru interesant în ceea ce spuneați dumneavoastră acolo și anume lupta unui tip de cartof, un tip de cartof nou, cu partea asta de secetă, pe care o cunoaște, o cunoaște toată lumea. L-am avut aici invitat în studio pe domnul Benea, care este regele cartofului mare în zonă, cultură, mare sigur. cultivator -a fost de președintele cartofi. Președintele Federației A Naționale. A fost și, da, președintele Federației Naționale, cartoful. Carto. Uh, și dânsul spunea că asta este marele atac, uh, seceta. Uh, nu se oprește din vegetație. Uh, cartofi ăștia de care povestează dumneavoastră acolo, tipurile astea noi de cartofi își iau apa în prima parte a perioadei, da, atunci când plouă, e primăvară, încă pământul este îmbibat cu apă de la iarna care a trecut. Și atunci când este secetă, își văd de treaba lor la un alt ritm. Este foarte adevărat. Noi să știți că în această competiție, dacă vreți, nu i-aș zice chiar luptă cu aceste condiții climatice destul de dure, care în ultima vreme se manifestă și la noi la Brașov și cam în toată România, avem două șanse, două direcții. Una, să creăm astfel de soiuri care au o mai mare toleranță la stresul termohidric, și exact așa cum a spus dumneavoastră, ideea este să producă repede cât au în apă, și bineînțeles, vor risca alte probleme de cercetare cum să-l păstrez, că-l recoltez la începutul, să zicem, la sfârșit de iulie, început de august, dar unde îl ții până în anul următor e o altă problemă, dar cel puțin acumulează producția și. A doua direcție a fi aceea unor tehnologii care să se transfere o parte, prin care să se transfere o parte de lucrări din primăvară în toamnă, astfel încât în primăvară să câștigăm două săptămâni la planta, ceea ce înseamnă foarte mult. Și iată că pe baza unei strategii, Institutul a știut și de fapt cam toată cercetarea agricolă românească știe că urmează această perioadă de Stres termohidric cu temperaturi ridicate. Ați văzut ce temperaturi, cu uh, apă care nu este controlată. Degeaba plouă 100 de litri de uh, milimetri de ploaie într-o zi, într-o zi când noi avem nevoie să se fie repartizată pe două luni de zile. Da? Într-o zi poate să provoace nu bine, ci foarte mult rău. Și atunci problema noi ne-am pus-o că ar trebui dirijată această selecție, care trebuie spus printre altele că durează cam. 10-12 ani până să obține un soi cu metodele convenționale clasice. Există și metode de mai moderne. Acum o să putem discuta dacă e cazul și despre treaba aceasta, dar obținând astfel de soiuri care sunt mai tolerante. Noi nu spunem că n-ar trebui irigații și iată că ne-am dorit tare mult ca acest program național de irigații care din păcate prevede numai marile zone și nu pe noi cei din zonele acestea unde nu avem sisteme naționale ar fi important și noi să intrăm într-un sistem de susținere a irigației pentru că nu prea se mai poate, dar totuși aceste soiuri de cartof prin această plasticitate ecologică a lor, își permis să acumuleze producția în prima parte și e un lucru mare, pentru că e foarte greu acum să mai e, menții cartof așa cum știam eu când am început meseria aici la Brașov până în septembrie. E foarte greu pentru că nu mai avem precipitațiile care erau altă dată. asta mi-aduce aminte de practică inevitabil, cei care au peste 35-36 de ani așa și aduc aminte, unii cu plăcere, alții cu mai puțină, de cele două săptămâni de practică dinainte de începutul școli. școlii. Da. Ne duceam frumos la cartofi, era la cartofi, așa se și numea, la varză, la morgovi. Am fost și la Mazăre, dar foarte, cred că o singură dată. înainte să înceapă școala, ne anunța frumos copii, mergem la practică. Am prins niște sezoane adevărate pe Tarla în jurul Brașovului, la Gimbav de foarte, foarte multe ori. Și să știți că până la urmă, acum noi ne lamentăm aici, că era, mai învățat niște lucruri. Corect. Da, intram... bă, dacă ai învățat ceva, tot e un lucru, nu zic că e o soluție extraordinară de bună asta, dar pentru noi a fost, Cel era și distractivă până la urmă. Se afla unde crește cartoful, Aflai că crește cum... în pământ, nu? De și exact. Se recolteată din pământ, da. da. Cu tuberculii, cu cu tubercul, cu tot. Spuneați de perioadele astea de cercetare și de dezvoltare a unor soiuri noi. Este clar că lucrurile astea sunt absolut obligatorii în acest moment, pentru că nu, din punct de vedere climă, lucrurile se schimbă. Este foarte clar. Nu mai este aceeași climă ca acum 20 de ani. Nu o să ne mai întâlnim cu asta. Ori mai fi fost ani secetoși și înainte, dar până la urmă erau rari, că de au fost și ținuți minte. Acum lucrurile se schimbă. În fiecare an este secetă, în fiecare an temperaturile ajung la nivelul solului chiar la 50-60 de grade și trebuie să schimbăm lucrurile. Așa este și, vedeți, nu numai faptul că climatul devine mai uscat și mai lipsit de precipitații, dar și această, să spunem, neritmicitate. Nu știm, vin vijeli, vin că nu te aștepți, nu mai există o regularitate în repartiția acestor precipitații în decursul perioadei de vegetație și de aceea trebuie gândit ca aceste noi creații să răspundă cât se poate mai bine acestor cerințe care devin tot mai dure, să știți. Și din această cauză spunem noi că și ceea ce creăm noi aici în țară sunt mai bine selectate pentru că trăiesc în condițiile care se găsesc la noi în țară. Nu înseamnă că la ora actuală din cele 1000 de soiuri care se găsesc în Uniunea Europeană nu sunt foarte multe care merg și la noi, dar vedeți că sunt ani cu probleme și în general pentru că nu vrem să intrăm în probleme, să spunem mai complicate privind transmiterea caracterului ereditare la cartof, dar contribuția, influența mediului asupra genotipului destul de puternică. Și ceea ce vedem noi, că fenotipic asta vedem, un om frumos înseamnă un fenotip frumos, dar nu știm ce genotip ascunde, de multe ori și mediul contează. Cum a fost crescut, unde a fost crescut, așa și la cartof, dacă avem un genotip bun de bază, atunci influența mediului nu mai este chiar atât, să spunem, de determinantă. Important este să pleci cu material bun ca să poți să obții un rezultat bun, fenotipul care înseamnă tuberculii care noi îi luăm și îi folosim în alimentație. Corect. Spuneați la început de emisiune că s-au mai restrâns suprafețele. Sunt convins că și Institutul s-a redirecționat în anumite momente către plante noi care câștigă acum teren. Și chiar discutam înainte de emisiune despre lavandă, despre lucruri pe care nu le pomeneam într-o discuție acum 20 de ani, clar. Este foarte adevărat și chiar dacă denumirea oficială a noastră este de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi și Sfeclă de Zahăr, area noastră de preocupări este mult mai mare. De ce? Pentru că, în primul rând, cartoful pentru sămânță trebuie să fie cultivat într-o rotație. Asta înseamnă că într-un interval de 4 ani o singură dată ai voie să folosești cartof. În rest trebuie să folosim și alte culturi. Și iată că noi suntem producători de sămânță nu numai de cartof, dar și de cereale, de plante din acestea medicinale și la ora actuală zona Brașovului, chiar astăzi discutam cu o serie de colegi din județul nostru, din Covazna, Harghita, Sibiu, Alba, se extind și culturile care altădată erau apanajul strict al sudului. Mă refer la culturi de soia, culturi de floarea soarelui, de muștar, care își fac loc treptat în aceste rotații ale noastre și din considerente economice, pentru că au de regulă o desfacere asigurată și la prețuri care la un anumit nivel de producție îți dau constanță în obținerea unor venituri, mă refer la fermieri, bineînțeles și la noi, așa, dar și prin faptul că sunt specii care se adaptează mai bine la aceste condiții climatice în continuă schimbare. Trebuie să știu, totuși, și aș vrea să subliniez treaba aceasta: cartoful este o plantă extrem de plastică. Ea se cultivă de la țărmul mării până în munții Ans, la peste 5000 de metri altitudine, și datorită acestei mari plasticități a cucerit întreaga lume. La ora actuală e adevărat că tendința este de reducere în țările Uniunii Europene asupra feței și în Statele Unite Deci în țări dezvoltate, dar în schimb crește fantastic în țările cu economie emergentă, în țările din Africa și Asia Deci practic există o balanță, dar care treptat treptat China a devenit cel mai mare producător de câțiva ani de zile Înainte era pe locul 3, India urmează foarte aproape, așa că se produc mutații, important este că acest cartof a fost și este considerat ca unul din mijloacele de eradicare a foametei și de reducere a sărăciei pe plan mondial. Da, asta nu sună rău deloc, așa cum nu sună rău nici ideea asta cu soia. Mi-ați spus că soia e o plantă tehnică, dar, dincolo de toate. Este atât de benefică solului, încât uh, un an sau un sezon cultivat uh, cu soia îți uh, asigură, de fapt, o reducere a cheltuielor cu orice fel de îngrășământ uh, pentru o perioadă îndelungată. Aveți dreptate, așa este un îngrășământ pe bază de azot. 70-80 de kg ne lasă soia în sol, un azot fixat din atmosferă, fără niciun fel de poluare a atmosferei, fără costuri de transporturi și. În același timp și o structurare bună a solului. Ca să nu mai vorbim de faptul că soia reprezintă, dacă vreți, valută foarte, se vinde fără niciun fel de probleme, este foarte căutată și reprezintă, dacă vreți, și aceasta o plantă minune a agriculturii. Și eu când mă gândesc cum vorbeam noi de soia da. și de salamul cu soia și ce am Bă, nu cred că există plantă mai rea și mai dăunătoare decât soia. Și de că nu e chiar așa. Mă rog, timpul ne-a demonstrat lucrul ăsta. Așa este, bine. Acum depinde și în ce proporție și cum era folosit. Corect. Dar la ora actuală soia așa recâștiga, dacă vreți, locul pe care i-a deținut tot timpul în țările asiatice, în China, în Corea, de sud în India, soia se cultivă pe suprafețe foarte mari, cu scopuri foarte diferențiate. Vă pot spune, dacă vreți, chiar așa ca o pată, să spunem, de curiozitate, am avut o colaborare cu colegi din Corea de Sud și la prima întrebare, când au venit la institut, ne-au întrebat dacă mâncăm germen de soia, germen de grâu, germen de ovăz și lucernă. Deci ceea ce noi nu prea eram obișnuiți, dar... Ei, nu, dar caii noștri mănâncă, trebuie să le spuneți. Da. da. da mulțumim frumos pentru participarea la emisiune. Am încheiat așa într-o notă mai veselă. Mulțumim frumos domnului doctor inginer Sorin Chiru, directorul Institutului Cartofului, de fapt Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare, pentru cartofi și sfeclă de zahăr N-am vorbit noi foarte mult de sfeclă de zahăr Am vorbit mai mult despre cartof în această seară Sunt Anghiță, o seară plăcută tuturor Rămâneți alături de RTT